Bun, hai să instalăm aplicația pe telefon. Veni cu camera, uite la deschis, ați văzut, și dăm aici el. Hai să-i dăm. Să instaleze aplicația. S-ar putea să ne ceară parola de la instalări de aplicații. Așa, pac, îi dăm pe el. Download app, ne-a trimis în App Store și cere, îi dăm obțineți acolo pe Roborock. Așa, cred că ne cere parola, îi dăm un acolo, e cu Face ID. I-am băgat parola și acum se descarcă aplicația. Hai să vedem ce face. Uite, îi dăm pe deschide. Ar dori să trimite notificări, nu vrem să ne streseze cu notificările. Îi dăm conectare. Acum vrea să introducem adresa de e-mail, trebuie să ne facem un cont. Ok, hai să ne facem un cont. Deci am descărcat instalația și acum ne cere să ne conectăm sau să ne înregistrăm. E prima oară, îi dăm pe înregistrare și începem. Îi alegem regiunea România, introduceți adresa de e-mail. Introducem o adresă de e-mail și apoi introducem un cod care ne vine pe e-mail. Bun, i-am creat un cont, ne-am înregistrat cu parolă, username, a venit un cod pe și pe telefon și pe mail, iar acum vrea să se conecteze, îi dăm permiteți, vrea să găsească echipamentul din dotare, îi zicem ar dori recomandări de serviciu și produse Roborock. De acord, hai să vedem. Bun, zice scanare pentru conectare, îi dăm scanare pentru conectare. Roborock ar dori să acceseze camera, ok. Adăugați dispozitivul. Nu, e bine că trebuia să îi dăm dispozitivul să-l găsească nu știu de unde, cred că pe dedesubt ardului. Mai bine îi dăm altfel, închidem asta cu adăugați și îi dăm pe căutare dispozitiv. Și aici îl găsim, uite. Dă-i pe ele, hai să găsim. Roborock S8, uite aici, în dreapta. Q8 de care avem noi. Bun, hai să alegem echipamentul manual. Am găsit acolo Q8 Max. Îi dăm pe el, îl selectăm. VLAN introduceți parola Wi-Fi. Ia, cred că trebuie să alegem aici Wi-Fi-ul. Ba nu, îi băgăm direct parola. Hai să vedem, e scris acolo parola, ai scris-o tu pe foaie. Îi băgăm parola acum, între timp el se încarcă. Băgă-i parola. Perfect, el se încarcă și atunci când se încarcă, licăre aici butonul de pornit-oprit, vedeți? Acum când o să instalăm aplicația, sigur să ne spună cât este de mult încărcat. Și vedem ce se întâmplă. Între timp noi băgăm parola pe celălalt telefon ca să instalăm aplicația. Deci am băgat parola la Wi-Fi-ul personal și acum îi dăm resetare Wi-Fi, adăugați dispozitiv. Deci zice adăugați confirmare butoanele cu tastatura apăsată și pac, am auto. Păi uite, trebuie să facem ce scrie aici, trebuie să ținem apăsat pe butoanele astea două, să citim ce scrie aici. Deci acum trebuie să-l găsim și să-l conectăm, zice așa. Zice, apăsați continuu butoanele curățare pată și andocare timp de 3 secunde sau până când auziți instrucțiunile vocale. Resetare Wi-Fi. Robotul se află acum în modul de asociere, iar indicatorul Wi-Fi va clipi lent, deci trebuie să apăsăm butoanele exterioare. Ținem apăsat pe cele două până sigur o să vorbească cu noi cineva. Deci le ținem apăsate în același timp. Bun, se pare că nu vrea, le ridicăm și le apăsăm pe amândouă în același timp. Resetting Wi-Fi. Perfect. A zis resetting Wi-Fi și acum ce facem? Și dăm resetare aici Wi-Fi. Următorul. Atingeți conectare dispozitiv la Wi-Fi pentru a accesa pagina cu setări de sistem. Conectare la rețeaua Wi-Fi cu numele Roborock.
Reveniți în aplicația Roborock. Deci trebuie să intrăm în dispozitiv. Căutăm Roborock-ul. Îi dăm conectare. Se conectează la ea. Connecting to Wi-Fi. Stand by. Așteptăm să vedem ce face. Și licăre butonul albastru continuu, destul de des. Iar pe aplicație zice dispozitivul. Auto, s-a conectat. Urmăriți acum, ce zice? Utilizați acum. S-a descărcat și bateria, nu-i problemă. Îi dăm utilizați acum, să vedem ce se întâmplă. Se încarcă 100%. Informații legale de acord. Notițe. Următorul. Îi dăm pe următorul. Nu mai citim. Salvare hartă. Robotul va salva hartă. Acum ne învață, ne dă niște instrucțiuni. Hai să vedem următorul. Hartă offline. Următorul. Mai puțin coliziuni. Ok. O nouă versiune firmware disponibilă. Actualizați. Zice că a găsit deja actualizare. Roborock. Actualizați acum. Abia l-am instalat, ce zice că e nou. Sunt dăbelea. Hai să zicem ce este actualizarea. Știm ce este. Updating firmware. This may take 5 to 10 minutes. Ok, deci așteptăm că durează mult. Bun, i-am dat să-și actualizeze firmware. Apare actualizat deja în aplicație. Acum îi dăm înapoi de sus din săgeată, îi dăm back. Să vedem ce se mai întâmplă. Și el acum trebuie să-și caute o hartă. Baterie 51%. Cam asta ar fi. Acum o să vedem ce facem. Când o să-i dăm prima curățare, o să vă filmăm din nou. Mai lăsăm la încărcat. Deci este ora 21:28 și are 55%. Hai să vedem cât de repede se încarcă. Bun, hai să vedem. Deja are 74% încărcat. Eu zic să-i dăm drumul să-și facă curățenie. Deci am intrat în aplicație. E prima oară. Nu știm cum, dar învățăm. Îi dăm pe Enter. El are ceva prestabilit, dar n-are nicio treabă. Uite, îi dăm aici, uite, pe curățenie. Starting to clean. Bun, hai să vedem ce face. Primul lucru trebuie să-și facă harta. Eu zic să-i dăm folia asta jos, e cam urâtă. Așa, ia uite cum lucește. Merge și caută harta, cred. O să vedem dacă intră supata. Am avut unul înainte care l-am dat înapoi, un Kongat 8260, 8296 de fapt, nu prea își făcea treaba. Și l-am dat înapoi și se bloca supat. Era un pic amânat. Vedem ăsta dacă se mai blochează. Deci acum o ia pe margine și își caută harta toată. Deci deja și-a făcut o parte din hartă, n-a luat tot parterul. A selectat o porțiune și acum a luat-o la rând. A intrat supat. Este patul ridicat, dar dedesubt e un pic lăsat și celălalt care l-am avut mergea cu viteză și se bloca din prima. Asta a mers foarte încet și când a văzut că nu mai are loc de înălțime, s-a oprit. Deci este un avantaj. Deci a făcut prima curățenie și se întoarce la bază, returning to dock. A durat 49 de minute, 50 de metri pătrați și a consumat 10% din baterie. Charging. Deci s-a terminat.